Se naște o nouă tradiție la Suseni. Administrația din comună organizează prima ediție a Festivalului Cepei. Sărbătoarea va avea loc în acest sfârșit de săptămână, în 16 și 17 august. Este un eveniment pornit din ideea de a promova simbolul comunei Suseni, ceapa, iar localnicii sunt încântați că aleșilor s-au gândit la un asemenea festival. Festivalul Cepei vine din ideea pentru că în Suseni sunt cultivatori de ceapă, iar la nivel național, putem spune și internațional, Suseni este recunoscut pentru cultivarea cepei. Veniți, vă așteptăm cu tot dragul, avem un program diversificat pentru toate gusturile și vă așteptăm să fim un număr cât mai mare. Da, avem. Și mă bucur foarte mult că în toate comunile s-au făcut și la noi nimic. Veți participa? Apoi mă duc și eu un pic, dar nu prea, că-s bolnavă. Cum vi se pare ideea? Foarte bună, foarte bună. Aici e specific zonei cepei și se cuvine să fie un festival pentru ceapa din Suseni. Ne pare bine că este și în comuna noastră așa ceva, să avem unde să mergem, să privim și noi la așa. E asta moda cepii aici la noi și fiecare om, ăsta e serviciu. Și mai adaugă la pensia mică, toată vara lucrează la ceapă. Programul artistic al festivalului a fost gândit pentru toate gusturile muzicale. Astfel, pe scena special amenajată vor urca ansambluri de dansuri populare din localitate, Lunca Bradului, Răstolița, Bistra Mureșului, Reghin, dar și alți artiști precum Andrei Romanică, Livia Harpa, Dorina Oprea, Neluțu Șopterean, trupa Selena, Angela Marieșiu, Marcel Crăciunescu Șăl. Programul l-am gândit structurat pe două zile. În prima zi, sâmbătă, 16 august, o discotecă în aer liber pentru tineretul din comuna Suseni și localitățile limitrofe, bineînțeles și pentru cei din Reghin. A doua zi, deschiderea oficială la ora 12 după terminarea slujbei. Și am gândit un program artistic cu formații de dansuri populare din zonă și interpreți de muzică populară. Până în jurul orei 20. După ora 20, un program de muzică ușoară pentru tineret. Primarul mai spune că vor fi surprize pentru participanți. Nu vor lipsi gustările tradiționale și tarabele cu produse specifice zonei. Spectacolul se va încheia duminică în jurul orei 23, cu parada lampioanelor.